În diminețile anterioare am văzut modul minunat în care ne-a creat Dumnezeu și creierul nostru, cum este structurat, așa, în linii mari, și faptul că avem aceste capacități, aceste funcții cognitive ca să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, adevărurile pe baza cărora funcționează viața la fiecare nivel și legea vieții, care practic înseamnă că primim viață de la Dumnezeu în fiecare moment, prin tot ceea ce El ne dă. Și fiecare celulă, fiecare țesut, primind, e în stare să îndeplinească o anumită funcție. Și omul a fost creat ca să fie capabil să fie de folos pentru cei din jurul lui și să-și exprime dragostea și recunoștința față de Dumnezeu. Am văzut cum păcatul. Faptul că omul a ales să creadă minciuni despre Dumnezeu, să-l vadă pe Dumnezeu cu caracteristicile lui Satana, a bulversat total uh, ierarhia structurilor cerebrale. În situația aceasta, după căderea în păcat, mintea omului continuă să aibă un lob frontal capabil să discearnă, să analizeze, dar trebuie să recunoaștem realitatea că capacitatea de a raționa diferă foarte mult de la persoană la persoană, nu? Unii și-au păstrat mai bine această capacitate, iar la alții... Nu prea o mai vezi. Conștiința la fel. La unii e mai trează, nu? Și îl vezi că vrea să um, asculte de această busolă, de acest ghid. Dar altul atât a atâta călcat pe ea, până când săraca lui conștiință s-a făcut așa cum spune Biblia că dacă pui o bucată de fier înroșit pe o bucată de carne, ce se întâmplă cu carnea? Se zgârcește, nu? Așa spune că au conștiința ca și, da, înfierată. Nu mai, nu mai, nu mai percepe, nu îl mai interesează, te uiți la știri, înțelegi că avea, are în cont să trăiască bine și străne poții și cu toate astea s-a dus noaptea ca să primească așa, ca pormă să semneze și să... Mă rog. Da. Și te întreb pentru ce mai, pentru ce am mai făcut și asta? nu-l mai, nu, nu -l mai atenționa. Închinarea rămâne în om, această nevoie după închinare, dar fiecare se închină practic la ceea ce a pus în sufletul lui, în locul lui Dumnezeu. Foarte bine a zis cineva că în fiecare din noi e un gol în formă de Dumnezeu și fiecare caută să umple cu ceva acel gol că umple cu lucruri materiale sau cu realizări profesionale sau cu o relație sau cu plăceri sau, 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 da? Fiecare trage speranța că ceea ce a pus în locul lui Dumnezeu îi va satisface nevoile acestea de bază ale vieții. Siguranță, înțelegere, orientare, putere. Îi va satisface nevoia de, de putere. Cât? Statisticile v-am zis, ne arată clar. Depresia e într-o continuă creștere. Deci suntem tot mai deznădăjduiți de speranțele care ni le-am pus. Și interesant că depresia face cele mai mari avagii în țările cele mai civilizate. Deci Europa, America de Nord. voința, unul are voință mai puternic și mi-a zis, domnul doctor, eu când am pus pachetul de țigări pe masă, aia a fost, aia a fost ultima țigare din viața mea și au trecut, uite, au trecut de, atâția, de atunci atâția ani. Dar altul îmi spune, domnul doctor, eu nu pot, eu când mă întorc acasă și intru înapoi în cercul meu și o să deschidă paharele, sticlele și pachetele, nu, eu nu rezist. Și atunci ăsta cu voință mică privește cu mare admirație la cel cu voință uh, puternică și trage concluzia că el este într-o stare irecuperabilă. Oare așa să fie? Hmm. Gândirea, valorile, morala, oh, suntem în plin postmodernism, postcreștinism, fiecare are setul lui de valori și de principii morale. Dar dumneata n-ai niciun drept să-mi comentezi principiile de morală care le am eu. Ne-am înțeles? Ce dacă eu vreau să gândesc altfel? Că uite, familia ar putea să fie făcute și altfel decât dintr-un mămic și o tătic. O, o mămică și un tătic, da? Se poate și doi tătici. Sau două mămici. E drept că au, dacă au întrebat și un copil, ce, cum, cum ar vedea dacă s-ar duce acasă și în loc de un tată și o mamă ar avea două mămici. Copilul a fost îngrozit. Dar eu vreau și pe mama și pe tata. Dar cine mai are vreme de părerile unui copil? Ce știu copiii? Viața a... a... Da, da. O să se învețe. Trebuie, trebuie să se învețe cu noua morală, da? N-au decât. Ce se întâmplă în creierul lor, dacă cui îi pasă. Ce bulversări. Și omul mai mirăm că epidemiologii ne spun că le este frică să privească în viitor la sănătatea generației care crește acum. Din toate punctele de vedere. Le este frică. Emoțiile, sentimentele, dorința după relație, afecțiune devine elementul dominant. De fapt, lobul frontal nu are decât să se supună a ceea ce simte. Dacă aici simt frică, atunci lobul frontal imediat trebuie să gândească strategii cum să fac să diminueze această frică. Dacă vreau plăcere ca să mai stingă din anxietatea și depresia care mă macină, atunci al lobul frontal trebuie să facă planuri prin care să găsească soluții în sensul acesta. Deci, practic, etajele corticale sunt subordonate etajelor subcorticale. Omul ajunge, practic, să fie condus de aici, nu de aici. În felul acesta, deși pe de-o parte Dumnezeu continuă să facă apel la mintea omului ca să înțeleagă dragostea, înțelepciunea, libertatea, el e un continuu conflict, o luptă acerbă între apelurile pe care le face Dumnezeu, dar pe de altă parte este acest egoism care deja este înscris genetic. Este înscris genetic. Copilul nu trebuie să învețe să fie egoist. El se naște egoist. Care și acest egoism, fie că se exprimă prin senzualism, și atunci atâția pacienți îmi explică că da, își dau seama cum ar trebui să fie dieta bună în situația aceasta care un diabet așa de decompensat și un ficat așa de gras, dar îmi spune domnul doctor, eu sunt un pofticios și când sunt pe masă eu nu, eu nu rezist. Deci senzualismul în situația aceasta nu, este cel care conduce. În momentul acela nu îl mai interesează ce îi spune lobul frontal despre situația cu diabetul, cu triglicerid. Nu, no. contează ceea ce de da și acele momente cât va sta în contact cu papirile gustative. Ce urmează după aceea? Cum se descurcă stomacul, ficatul? Vom vedea ce se întâmplă pe artere? Astea sunt lucruri secundare. Important este acel moment de... Da sau materialismul. Bine a zis cineva, până în 89 ne a fost predicat materialismul. Din 89 îl trăim. De fapt l-am trăit și până atunci, dar acum avem posibilități mai mari ca să l uh. și egotismul, faptul că suntem noi în centrul vieții, ceea ce explicam ieri, închinarea la sine. Și în situația în care viața noastră este condusă de la acest nivel, sunt, este prea mare riscul ca să nu mai vedem drumul nostru în viață, să nu mai găsim sens pentru viața noastră. Și Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, surprinde în primul capitol, de la versetul 18 pe în continuare, spune Au schimbat adevărul lui Dumnezeu pentru o minciună, nu au prețuit cunoașterea adevăratului Dumnezeu. Pentru că n-au socotit că merită să-L aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu a trebuit să le respecte libertatea de alegere. Dumnezeu nu se schimbă. Așa ne-a creat cu libertate de alegere, și Trebuie să o respecte. Dacă cineva vrea să creadă minciuni despre Dumnezeu, Dumnezeu nu se va impune cu forța. Deși câteodată îi reproșăm acest lucru. Doamne, de ce n-ai intervenit? De ce nu ai oprit? Pentru că Dumnezeu a trebuit să respecte libertatea de alegere a lui X sau lui Y sau lui Z. Și atunci, ei. Au făcut lucrurile pe care le-au cultivat în mintea lor. Și urmează o listă de care suntem prea sătui. Nu? Că vedem peste tot, dar cel mai mult mă doare când văd lucruri care sunt enumerate aici, le văd în mine. Nu că le vreau, dar cumva, într-un fel sau altul, moștenite genetic sau cultivate. Pe parcursul copilăriei, adolescenței, și-au făcut loc. Și-au făcut loc. Și văd câtă suferință îmi produc, cât, cât necaz produc altora din cauza faptului că ceva din această listă și-a făcut loc în, în viața mea, în mintea mea, în caracterul meu. În concluzie, omul se naște într-un mediu poluat. Noi în secolul 21 ne lăudăm cu o civilizație cum am zice noi niciodată omenirea n-a mai atins un asemenea nivel de civilizație. Dar prețul plătit este enorm. Omul a murdărit tot. Apă, aer, sol și toată mizeria asta se întoarce acum împotriva noastră și ne afectează de la nivel genetic. Și mai departe, până la poluarea minții. Epidemiologii spun că fiecare generație vine cu mai multe defecte genetice. Copiii se nasc cu tot mai multe predispoziții spre tulburări psihoemoționale. Până acum s-au descris cel puțin 20 de gene. Una dintre ele, dacă este modificată, deja deschide drumul spre depresie. Nu e obligatoriu să facă depresie, dar dacă pe terenul ăsta predispozant mai vin niște abuzuri în familie, o nutriție deficitară în adolescență, și niște crize la prima vârstă, nu e de mirare că atâția fac depresie chiar de pe la vârsta de 20 de ani, 30 de ani, când ar trebui să dea maximum de randament, el se zbate să facă față vieții. Și atâtea predispoziții spre boli cronice, degenerative se nasc cu predispoziții pentru obezitate, diabet, hipertensiune, anumite tipuri de cancer, colesterol mare, trigliceride mari și așa mai departe. Când pe acest teren genetic mai apar după aceea și deficiențe în educație, pentru că părinții sunt atâta de ocupați, vor să asigure copiilor cât mai multe, dar cu un preț. Copilul cu cine va crește? În situația aceasta, dacă părinții sunt ocupați. Da. da. În cel mai bun caz, cu bunicii. Da. E bine. Da. Și apoi cu smartphone-ul, cu tableta. De asta spune că este generația care parcă are așa în prelungirea mâinii, de așa de mic, e obișnuit să butoneze, parcă îi zice că s-a născut cu, cu ăsta în mână. Da? E deja în sângele lui. Și cu ce este alimentat de acolo, creierul lui, și apoi în cercul de prieteni, în societate. Într-o societate, așa cum vom vedea, are așa de multe valori răsturnate. Ceea ce este rău este numit bun și invers. Ceea ce e bun e privit ca fiind plictisitor, fad și nu-ți dă nicio satisfacție. Da. Are toate șansele ca să cultive obiceiuri rele, să se obișnuiască să facă alegeri greșite în ceea cu ceea ce își alimentează organismul, cu ceea ce își alimentează creierul, sursele de informație. Și în felul acesta, aceste obiceiuri rele cultivate din primii ani de viață sau din adolescență să clădească temelia a ceea ce noi am numit sindrom metabolic, de fapt, specialiștii numesc. Obezitate, hipertensiune, diabet, ateroscleroză, cancerul îl vedem apărând la vârste din ce în ce mai tinere. Ori toate aceste boli lovesc în creier. Creierul este cel mai agresat devine tot mai incapabil să îndeplinească funcțiile așa cum au fost gândite de Dumnezeu la creațiune și nu face decât prin cultivarea adicțiilor, prin suferința din depresie, anxietate să se afunde și mai tare în acest cervicios Fiecare, într-un fel sau altul, am luat ceva din acest tablou de dezvoltare. Aceasta este ființa umană, la ora actuală. Exagerez? La asta vreau să mă refer acum. La asta vreau să mă refer acum. Să ne punem în situația lui Dumnezeu, copiii lui de pe pământ, el pe care i-a creat din dragoste, după chipul și asemănarea lui, îi au ajuns în halul acesta de boală și de suferință. Care a fost soluția lui Dumnezeu? Așa cum am spus ieri, soluția lui Dumnezeu a însemnat Domnul Isus Hristos. De ce a venit Isus pe pământ? El a afirmat: Eu am venit ca oile să aibă viață. Și să o aibă din belșug. Viață din belșug, practic, înseamnă sănătate de plină, cum a zis și Organizația Mondială a Sănătății. Și la nivel fizic, dar și la nivel mental, emoțional și spiritual. Și Lupilat i-a zis așa. Eu pentru aceasta m-am născut. Și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Care este acel adevăr esențial care a venit el să-l mărturisească și care poate să demareze procesul de vindecare al structurilor cerebrale și al minții omului? Acel, acel adevăr esențial este despre caracterul lui Dumnezeu. Astfel încât el a putut să spună Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar apostolul Ioan în prima sa scrisoare spune Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Am văzut el că principala lucrare a diavolului a fost ca să prezinte într-un mod pervertit caracterul lui Dumnezeu. Să-l facă pe om, să-l vadă pe Dumnezeu cu propriile sale caracteristici. Egoist, autoritar, arbitrar, ne oprește să ne bucurăm de viață. Ori Domnul Hristos vine pe acest pământ, se naște într-o iesle de grajd și duce o viață de om, am zice, nevoiaș, nu? Care a trebuit să muncească ca să-și câștige existența, ca să ne arate în... Tot ceea ce a făcut, și în tot ceea ce a spus, cum este de fapt Dumnezeu. Astfel încât a putut să afirme la sfârșitul vieții sale pe acest pământ, înainte de răstignire, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Asta a fost misiunea esențială a vieții Lui ca să ajute mintea bolnavă a omului, bolnavă de frică, de egoism, de lupta supraviețuirii celui mai puternic, această minte, văzând clar pe Hristos, să poată să înțeleagă tot mai mult ce este dragostea. Și în cele din urmă, când în el își dă viața pentru noi, aceasta este ceea ce distruge infecția cu egoism și aduce vindecare pentru restabilirea chipului Dumnezeu în om. Oamenii, ucenicii lui, din nefericire unul dintre ei, nu a perceput acest lucru. Iuda nu a perceput. Deși a stat cu Hristos atâția ani, Iuda nu a perceput aceasta. De ce? Pentru că el a vrut un alt sistem de valori. Ai fi zis că și el este un creștin. Creștin înseamnă un urmaș al lui Hristos. A fost și Iuda un creștin? A putut să fie declarat? Da? Da. Oficial da. Dar în practică, în mintea lui nu a început acest proces de vindecare. Uh. În situația aceasta, cum arată planul lui Dumnezeu de vindecare? <coughs> Omul continuă să se nască într-un mediu poluat. Pământul ăsta este așa cum îl vede. Moștenirea genetică o putem influența cu ceva? Nu. nu. Modul cum se formează prima celulă, dansul cromozomilor. Atunci când se unește ovulul și spermatozoidul, modul în care se combină aceea, aia este. Moștenirea genetică, da, vine cu predispoziții. Dar, dacă Dumnezeu are părinți care au acceptat ca să fie vindecați, structurile lor cerebrale să fie vindecate, și lobul frontal să fie pus la locul lui și să țină sub control celelalte funcții subcorticale, atunci acești părinți deja sunt capabili să descopere în fața copiilor lor caracterul lui Dumnezeu, nu în primul rând prin ceea ce spun, ci prin ceea ce sunt. Prin ceea ce sunt. Dacă acest copil mai are și șansa să mai meargă într-o biserică în care nu sunt doar pretenții de creștinism, ci într-adevăr acolo este prezentat Dumnezeu în adevăratul lui caracter, acelui copil îi se oferă o șansă în plus ca să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Și dacă mai are și șansa să meargă într-o școală în care și profesorii au intrat în acest proces de vindecare, de refacere a chipului Dumnezeu în ei și ei sunt capabili ca pe lângă informație academică să transmită elevului model, model de vindecare, viu, palpabil, pe care copilul poate să-l vadă. Și atunci nu te mai miri cu un asemenea elev nu se sfiește să meargă la învățătoarea lui, așa mic cum este el și să-i mai ducă câte o flare și să-i spună Doamna Învățătoare, așa de mult vă iubesc. De ce? Pentru că a simțit dragoste. Știe că el primește, ma... poate nu conștientizează, dar cel puțin simte că el primește mai mult decât informație, el primește dragoste. Ei, dacă toate aceste lucruri funcționează Într-un anumit grad, e adevărat. Nu la modul ideal. Suntem realiști. Deja e un tânăr care poate să, să pornească în viață cu un alt, o altă temelie. A învățat treptat, treptat să facă alegeri bune. Știe de ce trebuie să aleagă acum brocoli în loc de McDonald's și fructe în loc de Coca-Cola. Și asta o face nu pentru că cineva din spate e după el, ci el s-a convins și vrea. El vrea, a învățat să-și prețuiască corpul și vrea ce e mai bun. Și atunci are șanse mult mai mari să promoveze o sănătate fizică, mentală, spirituală și creierul lui să fie bine hrănit, bine irigat, artere curate, ceea ce vom discuta astăzi, aport suficient de oxigen la creier pentru neuroni și ca rezultat, creierul să fie tot mai capabil să înțeleagă ce este cel mai important? Caracterul lui Dumnezeu. Aș vrea să ține minte acest lucru. Ăsta este lucrul esențial. Cum este Dumnezeu în mintea noastră? Este Dumnezeul cel adevărat? Dragoste? Adevăr? Libertate? Sau este un Dumnezeu făcut după tipul și asemănarea noastră? Din nefericire, ăsta este răspunsul la întrebarea care mi l-ați spus. Prea mulți oameni care în mod oficial se declară creștini, printr-un motiv sau altul, nu se închină la Dumnezeul cel adevărat, ci se închină la un Dumnezeu făcut după chipul și asemănarea lor. Un și această închinare la un Dumnezeu făcut după echipul și asemănarea lor întreține boala, întreține frica pe ei actul religios nu le aduce vindecare, ci îi menține în anxietate, depresie, deprimare și boală. E foarte, e foarte dureros lucrul acesta. Dar l-am văzut de atâtea ori încât plânge inima în mine. Planul lui Dumnezeu este de vindecare adevărată. Totală. Fizic, mental, emoțional, spiritual. Dar unde începe? Așa cum vom vedea mâine, începe acolo unde, uitându-ne cu atenție la Hristos, înțelegând caracterul lui Dumnezeu așa cum este, aceasta aduce în sufletul nostru pace, încredere, liniște și intrăm pe un drum, pe calea care duce la viață, viață din belșug. Să ne gândim astăzi la acest plan al lui Dumnezeu. Fiecare din noi avem șansa să intrăm pe acest drum cu siguranță cei mai mulți am depășit deja stadiile acestea, dar măcar aici ne putem înscrie pe acest drum. Câtă vreme este viața în noi nu este prea târziu. Să ne înscriem pe acest drum și să-i dăm voie lui Dumnezeu să ne vindece. Muzică.